Salutare, oameni buni din Andalusia, unde avem un răsărit absolut fascinant, dar și niște mașini extraordinare alături. Voi știți, în 2010 a început toată istoria pentru Dacia Duster ca câte un pic acest model să intre în inimile a milioane de oameni. În jur de 2,4 milioane de mașini au fost vândute, vă reamintiți, și a doua generație din 2017, una care până acum multă lume încă o vrea, și bineînțeles faceliftul din 22 cu noua grilă. Însă acum am venit să vorbim despre a treia generație Dacia Duster, un model care arată acum mult mai stilat, dar și care aduce multe noutăți. În acest test drive vă povestesc despre ele. Să începem! Uite, asta este versiunea despre care toată lumea și multe lucruri am văzut eu pe internet spunându-se că gata, Duster a ajuns la aproape 30.000 de euro și tot așa mai departe. Da, sunt sigur că multă lume a fost obișnuită cu prețurile mai mici pentru Duster, dar doar priviți când a mai arătat Duster și când mai putea fi echipat cu atâtea lucruri pe care le puteți vedea pe această versiune Extreme, care este dotată cu de toate pentru ca să mergi undeva la natură și să stai câteva zile cu familia sau prietenii. Sigur ați auzit de aceste accesorii, sigur ați auzit de faptul că îți poți ai și un accesoriu care îți poate crea, în esență, un pat acolo în interior. Ai și corturi, ai de toate. În fine, astea sunt accesorii. Dacă le vrei, le iei. Dacă nu, nu trebuie să plătești pentru ele. Ce vreau să vă povestesc eu acum este despre exteriorul acestei mașini. În primul rând, lucru care m-a cocerit la acest nou Duster este relieful capotei. Doar priviți ce forme are și credeți-mă, de la volan, o să vă povestesc, se vede și mai fain, pentru că atunci când ești în spatele volanului, vezi capota tare bine, înțelegi mai bine dimensiunile mașinii astea și credeți-mă că te simți super fain. Nu e doar ceva așa care se dea bine, nu știu, la cameră, să arate mașina asta bine, dar este și pentru atunci când o conduci, să te simți mai ok. Bineînțeles, avem grila asta, care am mai văzut-o și pe modelul precedent, cu noul logo. Avem 4 camere maxim pe noul Duster, faruri LED care pot schimba faza automată în cazul în care este nevoie. Despre aceste plastice, cred că ați auzit că nu mai e nevoie să le vopsești în cazul în care le zgârii, și acest lucru este super fain, pentru că atunci când trebuia să le vopsești, trebuia să cheltui bani, dar acum textura, iată, de pe plasticul de aici, de pe arcuri, chiar dacă o zgârii, n-ai nici o problemă. Ca și dimensiuni, în mare parte, cam s-au păstrat aceleași ca la a doua generație Dacia Duster, dar acum formele ei sunt așa, parcă cumva mai plăcute, și mașina asta chiar arată bine. Pe versiunea Extreme ai opțional și jante la 18 inci, care arată și ele foarte bine. Mai ai inserțiile astea frumoase aici, carcasele în culoarea bronzului și, în general, mașina asta pe din afară arată super fain, dar hai să vă povestesc și despre spate. Și aici mașina asta arată tot foarte bine. Stopurile astea, doar priviți forma lor, arată și ele extraordinar. Mie chiar îmi place cum arată mașina asta și cred că curând o să mă vedeți un pic mergând pe Duster, pentru că tare mi-ar prinde bine o așa mașină prin oraș, în special versiunea hibridă, dar despre asta vă povestesc cumva mai târziu. Avem logo-ul aici și el are, iată, nuanța asta a bronzului. Avem inscripția aici, Duster Hybrid este versiunea de aici, bine, este un sticker, și relieful ăsta despre care vă povesteam de pe capotă continuă și aici pe acoperișul acestei mașini și chiar arată super fain. Aici vă arăt doar acel pat despre care vă povesteam mai devreme. Este un accesoriu și te poți culca aici în un om garantat în cape foarte și foarte ușor în interior. Dar dacă nu ai nevoie de așa ceva, portbagajul îți livrează 430 de litri în varianta sa minimă. Dacă e să rabatezi, ajungi până la 517 litri. Tare ar mai fi fost bine să mai fi pus și un buton cu care să închizi acest capac al portbagajului, pentru că la câte dotări are mașina asta, ai încă una și era încă și mai bine. Dar te poți descurca, pentru că se deschide și se închide tare ușor acest portbagaj.
Ce trebuie să știți despre versiunea hybrid a lui Dacia Duster? Întâi de toate, același motor pe benzină de 1,6 litri, care nu are turbină sau ceva de genul ăsta, un motor în 4 cilindri, care este combinat, bineînțeles, cu, iată, un electromotor care face parte sau partea sistemului hybrid care este instalat și aici. Este conectat motorul la un CVT, deci o cutie cunoscută tuturor celor care au condus măcar o dată în viață sau s-au aflat vreodată în viață în vreun hybrid de la Toyota, deci știți cum lucrează un CVT în mod normal. Și anume în legătură cu acest CVT, pentru că asta ar fi și varianta cu cea mai multă putere disponibilă pe Dacia Duster. Împreună livrează 140 de cai putere motorul pe benzină și deja electromotorul. Bateria nu este tare mare, dar are undeva 1,2 kWh, dacă nu greșesc. Se încarcă super rapid, Dacia spune la fel ca și pe Jogger, că undeva 80% din tot parcursul care îl vei face prin oraș, îl vei face în modul electric și de aici și consumul de combustibil. Noi am condus în mare parte mașina pe aici, cel puțin varianta hybrid, cam pe zone cum le vedeți și cele de aici din acest video. Mai mult zone așa muntoase, fie pe pantă în sus, fie pe coborâre. Dar cam ăsta este drumul pe care am mers noi pe aici și cred eu că nu-i cam mediul cel mai plăcut pentru acest motor de 1,6 litri care se face auzit acum de sub capotă. Ridic un deal, am 80 de km la oră și și CVT-ul nu-i cea mai rafinat cutie, știm și noi, și iată îl auzi turându-se mult prea tare și nu parcă n-ai vrea să-l auzi într-atât de mult. Bun, e adevărat, versiunea hibridă ai vrea să o conduci mai mult prin zonele urbane. În oraș nici măcar nu o să-l auzi cum se turează motorul ăsta pe benzină și acolo crede-mă că o să obții și cel mai bun consum de combustibil. Chiar dacă pe aceste drumuri, noi la un moment dat, din câte am văzut, aveam vreo 5,7 litri sau 6, cât era? 6 litri, hai să zicem, consum. În special că iarăși, iată, ridic o pantă din asta, așa, care parcă nu se mai termină. Și consumul, eu zic că este foarte bun. Deci asta e mașina care o să-ți dea o autonomie absolut fenomenală. Și cred eu te poți apropia în anumite condiții și de o autonomie de 1000 de kilometri. Pentru că noi deja astăzi am reușit să parcurgem peste 150 de kilometri, cam la 160 de kilometri suntem și mai am cu benzina din rezervor de mers 710 km. Deci dacă e să adunăm cele două cifre, merg spre o autonomie de undeva 870 de km, dar asta iarăși în afara orașului. Dacă e să mai mergi prin zone mai urbane, acolo unde se va include mai des iată și motorul electric, garantat că poți scoate un consum și mai bun. Diferența este cer și pământ între de prima generație, nici nu zic, dar chiar și în comparație cu a doua generație Duster, aici în special în interior. În primul rând, avem monitorul ăsta de 10 inci care are și o grafică frumoasă și o rezoluție bună și în același timp citești foarte bine tot ce se afișează pe el, inclusiv pe o zi într-atât de însorită cum este și cea de afară, cum am prins noi în timpul acestui test drive. Deci monitorul și meniul lui neapărat trebuie să-l luați în cazul în care vă luați un Duster și ați vrea să fie un pic mai dotat, pentru că știu că pe versiunile mai slabe după dotări, în mod normal vine doar acel holder pentru telefon. Nu așa era, din câte îmi reamintesc, că ăsta e scenariul standard pentru modelele Dacia și așa se întâmplă la fel și pe
noul. Da, asta. E și versiunea care arată așa un pic mai agresiv, cumva mai, nu știu, mai impunător, zic eu, și culoarea asta exterioară cu toate inserțiile astea din plastic și inclusiv carcasele în culoarea bronzului, totul arată super fain la exterior și crede-mă că lumea o să întoarcă capul pe stradă. Nu o să mai fie cum era pe timpuri când ai venit cu o Dacia. Deja nu mai pot spune asta de multe modele din gama Dacia, dar bineînțeles, despre noul Duster nici atât. Varianta hibridă este tare important să știți, vine doar cu tracțiune față, pentru că tracțiunea integrală, așa cum deja am dat și noi mai multe știri pe Autoblog MD, vine doar pe versiunea TCE de 1,3 litri turbo, care produce 130 de cai putere și care este cuplată la o cutie manuală. Deci nu ai tracțiune integrală în combinație cu o cutie automată, cel puțin deocamdată. Și tare bine ar mai fi fost să fie, pentru că sunt sigur că mulți oameni și-ar fi dorit această combinație. Dieselul nici atât. Ai ca versiune de start motorul de 1 litru turbo și instalația de gaz. Pe partea de motoare, ca variantă de start, ai versiunea EcoG, care presupune combinația dintre motorul de 1 litru în 3 cilindri, 100 de cai putere și mai ai și instalația pe gaz. Cei de la Dacia promit că cele două consumă puțin combustibil și vei avea o autonomie chiar și de peste 1000 de kilometri în această combinație, având atât rezervorul pe gaz cât și cel pe benzină. Motorul de 1,3 litri vine de 130 de cai putere, poate fi cu tracțiune față sau cu tracțiune integrală, pe când hibridul doar cu tracțiune față. Nu avem tracțiune integrală și, bineînțeles, nu avem versiunea cu motor diesel. Cert este că noul Duster este un model, cel puțin pe versiunea pe care o testăm noi, burdușit cu tot felul de sisteme de asistență, unele dintre ei cam prea des. Dacă ai avertizarea în cazul în care depășești limita de viteză pe un anumit tronson de drum, fii sigur că o să-ți reamintească despre asta la fiecare câteva secunde. Și mai e și un sistem care îți monitorizează și starea șoferului și uneori pe drumuri denivelate îți mai dă un mesaj cu keep control, chiar dacă ești perfect conectat la tot ce se face în fața ta. Mai ai și sistemul de menținere în bandă, care nu va centra mașina pe bandă, doar va avea grijă să nu treacă de banda pe care mergi. Avem și sistemul de monitorizare a unghiurilor moarte și garantat că ar trebui să avem și frâna de urgență aici. Și din câte pare a fi, are un cruise control simplu, deocamdată fără cruise control adaptiv, dar oricum sunt mult mai multe dotări din astea care țin de siguranța acestui model și a pasagerilor din interior decât pe versiunile anterioare. Deci, revenim la cifra de consum. Ce văd aici în fața mea pe bord, și noi am resetat deodată când am pornit cu mașina asta, avem un consum de 5,4 litri la 100 de km parcurs, o cifră, eu cred că foarte bună pentru un model cum este Dacia Duster, cu o gardă la sol mai înaltă și na, o mașină care nu a stat prea mult în tunelul aerodinamic ca să scoată cât mai mult din acest coeficient aerodinamic și să ajute la consumul acestei mașini. Deci cifra este foarte bună. Eu oarecum mă așteptam la o cifră similară cu cei ce am văzut pe Jogger și cam tot atâta era și pe Jogger. Interesant dacă e să mai scadă un pic prin oraș sau poate într-o perioadă așa mai lungă de timp, să vezi cât scoți cu ea. Nu știu dacă scoți sub 5 litri, chiar dacă poate unii o să reușească. Dar asta neapărat o să o aflăm mai târziu. Asta e o cifră preliminară. Eu neapărat că o să testez modelul ăsta și cumva pe un timp mai îndelungat cât am vorbit. Aici a scăzut deja la 5,3 litri la 100. We'll be right back.
Am ajuns și pe zona de off-road cu noul Duster. O să-l recunoașteți după două lucruri în mare parte. Din afară, Rothschild Season Standard din uzină și doi la mână, în interior aveți acest rotor de unde se pot selecta diferite moduri de rulare. Și acum vom coborî în pantă și trebuie să pornesc asistentul la coborâre, doar o apăsare de buton. Iau piciorul de pe pedale și mașina va face totul pentru mine. În mod normal, e un sistem super ușor, care noi îl știm de multă vreme, dar credeți-mă că te poate ajuta. Eu asta o știu în mare parte de atunci când fac eu off-road cu Jimny, că îl folosesc din plin și se descurcă. Cineva m-a întrebat cât este de moale pedala lui Duster, ambreiajul. Este mai moale, zic eu, ca la modelul precedent. Aici sunt pe o pantă, văd cât de bine îl simt și am și asistentul la pornire în pantă. 3 secunde va ține frâna pentru mine și pornim. Ia să vedem. Foarte ușor, n-ai probleme. Aici aveam mașina suspendată pe lateral. 21 de grade văd aici. 23. It's good like that. Very good. 22. Întotdeauna asta cel mai tare nu-mi place în off-road, că mașina mi este suspendată pe lateral, de asta fug cel mai mult când sunt și eu pe dealuri, dar uite că ai și un asistent aici și poți vedea unghiul la care te apui. Ei nu mi-au dat o cifră clară care este totuși unghiul maxim, dar 23-24 mi-am făcut, până spre 28 ar trebui să fie sigur. Deci acum o să coborâm într-un vad așa mai adânc, nu e apă. Ar fi fost fain să fie aici vreo câteva tone de apă, dar nu avem. Aici puteți vedea cum și noi ne-am schimbat unghiul în mașină, dar na, te descurci cu el din plin și acum o să accelerăm sus. Partea bună este că având 4 camere pe noul Duster, poți include atât camera în față sau pe lateral și astfel poți vedea în ce direcție ai de mers. Și acum din nou o să mergem doar cu roțile din dreapta pe un dâmp și astfel vom fi suspendați destul de tare pe laterală. Ia să vedem. Op, op. A, câte un pic. Ce vă ziceam eu, cel mai tare nu-mi place în off-road când sunt atât de suspendat pe o parte. Întotdeauna crezi că ai putea să te răstorni cu mașina. Uite acum, văd un unghi maxim de 23-24 de grade pe Duster și, cum ziceam, până spre 28 ar trebui să fie sigur, dar întotdeauna nu e sentimentul plăcut. Deci avem un mod lock aici pe acest rotor. În mod normal ai 50% din punctul pe față și 50% pe spate. Exact asta o să simt aici. O să rămân suspendat în dependență de care parte a mașinii este în curoata, în aceste gropi pe care le avem aici. Și iată acum spatele este mai ridicat. Și acum că nu avem tracțiune, de exemplu, pe roata din dreapta din spate, care este în totalitate în aer, aici vezi cum lucrează sistemul de tracțiune integrală mai bine și se descurcă cu lucrurile astea, bineînțeles. Și din nou, cu roțile vom rămâne suspendate în două gropi care le avem, una pe stânga, alta pe dreapta. Toată faza aici e mai mult așa pentru distracție pentru noi cei de aici, pentru că am și o oglindă în partea aia acolo. Și acum roata de stânga din spate, uite acum, este în aer. Eu o să folosesc acest moment și o să-mi fac și o poză. Și iată că am ajuns la volanul versiunii TCE, care are motorul de 1,2 litri și care produce 130 de cai putere, tot el fiind disponibil atât cu tracțiune față, cum este și cazul mașinii pe care o testăm noi acum, sau poate fi comandat cu tracțiune integrală, și tracțiunea integrală o poți avea doar pe acest motor. Nu mai este diesel, știți deja despre acest lucru, dar oricum mai multă lume m-a întrebat, trebuie să menționez acest lucru.
este după mine și cel care are cumva cea mai bună dinamică, chiar dacă după datele tehnice versiunea hibrid ar fi cea care are mai mulți cai putere, 140 în total, dar cum mai spuneam, pe drumurile cumva mai solicitante, unde ai de mers mult prin pantă și câteodată motorul pe benzină l-auzi destul de mult în interior, că încearcă sărmanul să tragă așa mai tare de mașină ca să ridice panta aia. Și respectiv, acolo cumva îți creează un pic disconfortul. De asta spuneam că în cazul în care ai vrea versiunea hibridă, care mi s-a părut superbă din punct de vedere a consumului, și ai de mers mai mult prin oraș, atunci garantat trebuie să o iei pe ea. Sau intri des prin orașele mari, poate trăiești undeva în afară și în așa caz mi se pare superbă, poți scoate 900, eu cred că poate chiar și 1000 de kilometri pe un singur rezervor de combustibil. Am auzit băieți care au scos și 4,9 litri consum. Bun, nu au mers pe traseul pe care am mers noi, care era cu mai multe pante, dar iată, cifra poate fi și mai mică, de 5,3-5,4, cât am văzut eu fiind la volanul versiunii hibride. Acolo mai ai și cutia care este una fără ambreiaj, care are 4 trepte pentru motorul pe benzină și inclusiv de asta poate câteodată nu e foarte rafinat în a schimba treptele pe pante și 2 trepte pentru motorul electric care produce 49 de cai putere. TCE-ul cu cutie manuală în 6 trepte se descurcă bine odată ce intră turbina, bineînțeles, accelerează și merge mașina asta. Poți să te angajezi cu ea în depășiri, destul de ușor ridici suta și chiar nu ai probleme din punct de vedere al dinamicii. Mai mulți dintre voi m-au întrebat cum e cu ambreiajul pe versiunea cu cutie manuală, dacă este mai tare sau mai moale ca la modelele precedente. Unii s-au plâns pe vechile generații Duster că ambreiajul era cam tare și respectiv îți crea un disconfort. Eu zic că este mai moale. Discutam și cu colegul meu Alex de la Automarket.ro, care tot a zis că este mai moale, dar trebuie să vedem cum te obișnuiești cu ea. Undeva pe pante poate e vorba de obișnuință, când ai și asistentul de pornire în pantă, na, câteodată poți să te mai trezești cu motorul oprit, dar cred că e vorba de obișnuință. După mine e mai bine să ai la o cutie manuală o pedală mai moale, dacă vorbim, bineînțeles, de un model cum este și Duster. Consumul pe versiunea cu cutie manuală. Hai să vă spun, mașina asta a mers atât pe autostradă, a mers și pe drumuri așa mai de munte sau de deal, ce-o fi pe aici, și inclusiv tot cu versiunea asta a mers și printr-o rezervație naturală fantastică, unde în mare parte am tot ținut-o în treapta întâi mașina asta. Și respectiv, cifra pe care o văd acum pe bord este de 8,2 litri la 100 de kilometri parcurși. Ceea ce văzusem, am din 4 secțiuni aici la nivelul rezervorului de benzină, cam 3 sunt pline și îmi dă ca autonomie 480 de km, deci cam garantat faci peste 600 de km, poate chiar mai mult, în dependență pe unde conduci cu această versiune. Un lucru trebuie să-l cunoașteți este că conducând varianta cu tracțiune fața e benzină și versiunea cu tracțiune integrală, inclusiv și cei de la Dacia care au fost prezenți aici au menționat că pe versiunea cu tracțiune integrală un pic suspensia este setată mai pentru drumuri mai rele. Acolo ai și garda la sol cea mai mare, 217 mm, deci un pic peste 21 de cm, ceea ce întotdeauna este bine pentru terenuri mai proaste. Așa că trebuie să aveți asta în vedere, deci dacă vreți un Duster, încercați și versiunea cu tracțiune față și varianta cu tracțiune integrală ca să vedeți diferența. Nu-i foarte mare, dar oricum ea un pic este. Direcția, o simți așa ușoară, cumva, nu cu un foarte mare feedback, dar oricum este absolut normală pentru, din nou, pentru o mașină cum este și Duster-ul, de la care la nivelul direcției nu poți avea
multe pretenții. Bineînțeles și aici că la multe alte mașini avem direcția asistată electric. Un lucru care pot să vi-l confirm, e un pic mai mult spațiu aici în interior, este un pic de diferență, inclusiv pe spațiile de depozitare. Bun, la vechiul erau 27 de litri de spații totale de depozitare pe aici, prin interior. Aici sunt 30 de litri, nu știu dacă o să înțelegeți prea mult dacă ați avut vechiul Duster și îl luați pe ăsta nou, dar în interior zic eu că să stă mai bine. Cineva s-a plâns cum că nu ar fi o susținere lombară aici pe Duster, dar cei de la Dacia ne-au spus că pe unele versiuni și pe unele piețe totuși o să fie, iarăși depinde de versiunea de echipare pe care o vei alege. Și cele mai multe comentarii au fost la nivelul prețului, cum că Dusterul a ajuns deja spre 28-29 de mii de euro. Cum am mai zis, nimeni nu te impune să cumperi toate acele accesorii pe care poate mulți dintre noi nu le folosesc, plecând cu familia nu știu unde, la natură, să stea pe mal de lac, de râu, în munte, whatever. Chiar nu contează, nu toată lumea face astfel de activități, respectiv nu la toți le place și nu tuturor le vor trebui acele accesorii. Cât ține de faptul că ai și varianta Extreme, care arată mult mai bine, și mai ai și versiunea hibridă, care bineînțeles este mai scumpă decât ar fi acest TCE de 130 de cai putere, iarăși totul depinde ce variantă alegi. Alta eu, dacă e să mă gândesc, în segmentul ăsta de preț în care este Duster în Republica Moldova, știu că da, de fapt asta e valabil și pentru România, el ar fi pe versiunea Extreme preț de start cam vreo 26.000 de euro. Mai poți lua niște pachete, cum ar fi și sistemele de asistență, cum ar fi cele patru camere, cum ar fi încălzirea pentru scaune, încălzirea pentru volan, parbriz. Deci, iarăși, sunt niște lucruri, sau jantele mai mari, sunt niște lucruri pe care până la urmă trebuie să vezi dacă ai nevoie de ele sau nu. Însă vă spun eu un lucru, pentru că vorbeam ieri cu cineva de la Dacia, și uite un lucru pe mine chiar m-a surprins. La moment, pentru că filmăm acest video în aprilie, din ceea ce se vede, cam 80-90% din clienții, persoane fizice, aleg Dusterul în versiunile de top. Vă vine să credeți asta sau nu, dar cel puțin asta este informația pe care am primit-o eu aici și e de așteptat, pentru că Extreme-ul arată super bine, arată bine și varianta Journey, care așa e mai pentru confort și ia tot, nu-i deloc rea din punct de vedere al design-ului. Deci, până la urmă, totul depinde ce le trebuie oamenilor. Dar un lucru care vroiam să-l zic, dacă e să vorbim despre varianta hibridă, eu nu știu un SUV de dimensiunile lui Duster care să aibă un sistem de propulsie hibrid și să fie oferit la 26.000 de euro în Republica Moldova. Avea teoretic Corolla Cross, dar ea ar trece de vreo 30 și un pic de mii de dolari în versiune de echipare, care poate fi cât de cât comparată cu ceea ce oferă Extreme-ul de pe Duster. La altcineva nu știu, nu pun aici în calcul modelele chineze, vorbesc doar despre modele europene. Mie mi se pare un preț destul de rezonabil. Suspensia destul de moale, confortabilă, chiar și pe roțile de 18 inci, mai ales că și mașina arată mai bine pe ele, deci din punctul ăsta de vedere chiar n-aveți o problemă, mai ales suspensie spate independentă, nu trebuie să vă faceți griji din punctul ăsta. Antifonarea mai bună, zic eu, ca la modelul precedent, bineînțeles nu este ceva care, nu știu, să fie ca într-un Maybach, trebuie să fim foarte cinstiți din punctul ăsta de vedere, dar în același timp nu pot să spun că este o mașină zgomotoasă în interior, deci e ok din punctul ăsta.
Și am ajuns la finalul test drive-ului, unul în care sper eu că v-am dat cât mai multă informație posibilă, dar în cazul în care ați avea întrebări, îmi puteți scrie în comentarii și o să vă răspund în cazul în care am omis ceva. Mie unul, mi-a plăcut mașina asta încă când am văzut primele poze cu ea. Pare a fi o jucărică mică și credeți-mă că în realitate arată și mai interesant decât pe poze. Și nu o spun pentru că sunt aici, chiar îmi place cum arată mașina asta. În rest, ce să vă zic, un model plin de multe tehnologii, trebuie să încercați în cazul în care vă gândiți la noul Duster, dacă este ok hibridul pentru voi, dacă e să mergeți pe mai multe dealuri sau trăiți într-o zonă mai deluroasă, poate e mai ok să luați motorul pe benzină de 1,2 litri turbo și 130 de cai putere, care cred eu că s-ar isprăvi cu un așa relief cumva mai solicitant. Dar dacă sunteți prin oraș, circulați mult prin zonele urbane și aveți nevoie de un consum de combustibil cât mai bun, atunci, bineînțeles, versiunea hibridă cu care voi ați văzut, eu am scos 5,3 litri consum de combustibil, mie mi s-a părut extraordinar. Ei bine, astea au fost impresiile mele despre noua generație Dacia Duster. Cum am zis, aștept și părerea voastră în comentarii, iar noi ne revedem data viitoare la un nou test drive, autoblog.md. Pe curând, pa, pa!